Dimineața aceasta am să vorbesc și eu puțin despre familie, dar despre familia bisericii. Am zis să fac o legătură așa cu tema mare. Și avem un text din 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Unul dintre cele mai frumoase pasaje din Scriptură despre biserică. Și vrem să urmărim aici felul în care Pavel, apostolul, prezintă această biserică locală din Tesalonic. Ce spune despre ei? Și aceasta va fi și tema noastră de astăzi, despre cum arată o biserică model. Există așa ceva? Să încercăm. Iată cuvântul Domnului, 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Cât știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns un model, o pildă, pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, și cu noi ai fost milos și nouă ne-ai descoperit cuvântul viu care ne-a resetat viața. Am lăsat deoparte tot felul de idoli ca să te slujim pe tine. Ne-am strâns împreună în biserică și aici suntem, înaintea ta. De aceea te rugăm în continuare să ne vorbești, să ne amintești cine suntem și ce rol trebuie să avem aici ca cei răscumpărați de tine în lumea aceasta plină de idoli. Îți mulțumim pentru acest cuvânt. Te rugăm să întărești credința noastră și să creezi un duh de unitate în biserica aceasta. Să ne putem apropia mai mult unii de alții, să ne iubim mai mult unii pe alții, să stăm împreună așteptând finalul acestei istorii. Numai așa putem aștepta corect împreună. De aceea vorbește-ne, cercetează-ne, pregătește-ne și pentru ce urmează. În numele lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul.
Am să vorbesc despre un model de biserică locală, biserica din Tesalonic, Grecia. Ați fost vreodată în Tesalonic? Cine a fost? Mâna? Tatiana, și tu ai fost? Ai uitat. Da. Cine a mai fost? A fost în Grecia. O, uite, avem frumos. Un oraș frumos, vechi. Acolo, în acest oraș, acum evident modernizat, Pavel a întemeiat o biserică model. Pentru că așa spune el, că ați ajuns o pildă, un model pentru toate bisericile din zonă. Cum arată o biserică model în toți vremea asta? Prima mea reacție este că nu există biserică model. E foarte greu să zici această biserică e perfectă. Din moment ce toți suntem imperfecți, ne strângem în aceeași biserică, în aceeași adunare, nu avem cum să spunem că biserica e perfectă. Dar putem spune că există caracteristici, însușiri, da, ale unei adunări model. Și asta vom încerca să descoperim. O biserică din Statele Unite, cu ani în urmă, a făcut un sondaj și o întrebare pusă celor din biserică era aceasta. Iertați-mă, pusă oamenilor, nu era despre credincioși. Care sunt motivele pentru care nu mergi la biserică? Și i-au primit răspunsuri din afara bisericii, s-au strâns, le-au analizat, a făcut un clasament și iată primele 5 motive pentru care unii nu caută biserica. Primul motiv e plictisitor. Al doilea motiv e irelevant. Adică nu-mi spune nimic nou. 3. Se cer mereu bani. 4. Sunt prea ocupat. În sfârșit, ceva personal. Și numărul 5. Mă simt un străin în biserică. Fiecare ar trebui analizat. Și să trecem puțin prin acest filtru, să vedem cum stăm cu biserica noastră, locală. Și acest mesaj, mă gândesc că e transmis, nu? O să audă și alții. Mai ales liderii ar trebui să se uite peste această listă și să vadă ce-i de făcut. Primul care e în top, era în top, vă dați seama, era acest motiv. E plictisitor. E plictisitoare biserica ta, adică prezența ta, participarea ta la diverse activități te ajută sau te plictisești, o faci de drag, din datorie sau din dragoste? Dacă există semne că biserica ta e plictiseală, trebuie să faci ceva. Și cu tine, și cu cei din jur. Dar despre biserica din Tesalonic, Pavel nu spune aproape nimic rău. Și de aceea am ales această biserică. Îi laudă foarte mult, le spune că au ajuns o pildă pentru toată zona respectivă. De ce? Care era secretul? Și am încercat să decupez din prima epistolă către Tesaloniceni ce lăuda Pavel, ce vedea de distinct la această biserică. Poate ne ajută pe toți
fiind și adunare generală, să ne evaluăm. Primul lucru, biserica model este un centru pentru mărturie, un centru de mărturisire, de misiune. Asta vede întâi Apostolul Pavel în biserica din Tesalonic, versetul 8. De la voi, cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia. Această biserică a trecut prin multe necazuri, spune în versetul 6. Dar ei au ales, a fost o alegere, zice versetul 4. Și alegerea a fost să se întoarcă de la idoli și să-L slujească pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Dar mutația aceasta, schimbarea aceasta n-a însemnat ca ei să stea liniștiți, binecuvântați, da, giugiuliți, da, răsfățații Domnului în biserică. Pocăința radicală te face misionar. Trezește în tine dorința de a da, de a mărturisi și altora ce ai tu. De aceea e inexplicabil de ce unii creștini nu-și deschid gura să-L mărturisească pe Hristos. Nu fac nimic pentru alții. Sunt loiali bisericii locale. Participă, ajută, dăruiesc poate, dar ei aproape nu se implică în nimic, nici în interiorul, în viața bisericii locale, nici în lucrări în exteriorul bisericii locale. Nu mi-explic asta. Viața e foarte scurtă. An după an trece, lâncezești, și este o vorbă, știți, la români, te bătucești spiritual. Sămânța cuvântului mai prinde, mai nu prinde, cade sămânța, nu are rod, nu are rădăcină. De ce? Pentru că nu faci nimic. Și asta laudă Apostolul Pavel la Tesaloniceni. După ce v-ați întors de la idoli, să-L slujiți pe Dumnezeul adevărat, v-ați apucat să evangelizați, să misionați, să plantați biserici. Ați ieșit în afară. N-au ținut doar pentru ei adevărul Evangheliei, ci l-au împărtășit și cu alții. Așa arată o biserică model. Este o biserică care mereu se deschide, se gândește, vizionară. Ne-a pus Dumnezeu în acest cartier ce-i de făcut aici. E datoria noastră să ducem mesajul lui Hristos altora. Sunt creștini care cred că trebuie să așteptăm ca oamenii să vină la noi. Nu o să vină. Construim clădiri frumoase, crezând că vor deveni un magnet pentru cei din cartier. Oamenii nu vor veni. Vor admira de afară. Noi trebuie să mergem la ei și să invităm să vină aici. Să demonstrăm. E un principiu foarte cristocentric. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit între noi. Și ce a făcut Domnul Hristos? Și-a făcut o biserică? Nu. Și-a făcut o școală? Nici asta măcar. Era în mișcare, e adevărat, și-a strâns ucenicii, s-a investit în ei.
Dar ați observat că de la începutul lucrării lui Iisus, El îi căuta pe oameni? El se ducea să stea la masă cu vameșii și păcătoșii. El s-a autoinvitat în casa lui Zacheu, VIP. Very important person în zonă. Zacheu, vreau să mă duc în casa ta. Deci, metoda lui Iisus a fost să caute oamenii pierduți. Vă amintiți în Luca 15, sunt trei pilde acolo despre ceva ce s-a pierdut și apoi a fost găsit. Primul exemplu este oaia. Oaia care s-a pierdut. Ce face păstorul cel bun? Se duce și caută oaia pierdută. Nu-i trimite e-mail. Ce-am spus eu că acolo să ajungi? Da? O caută. Lasă 99 de oi pentru o perioadă și se duce să caute oaia pierdută și o duce înapoi în turmă și tot se bucură. O femeie își pierde un ban. Cultural, din contextul cultural, se pare că era un bănuț din cei 10 pe care femeia i-a avut la nunta ei. Ca mireasă, așa era obiceiul la evrei, fiecare mireasă avea o salbă, un fel de... era să zic colier, dar bijuterii. Dar n-am voie să spun. Da, un colier cu 10 bănuți înșirați, da? Și femeia îi ținea din rațiuni sentimentale. O trimitea înapoi la nunta ei. Și pierde un bănuț de acolo. Nu era valoros bănuțul, ci era colierul întreg, era important. De aceea femeia se duce să caute bănuțul pierdut, pentru că bănuțul trebuia să fie în colier, să completeze ce acolo. Avea valoare sentimentală pentru ea. Ea se duce și caută. Fiul, da, s-a dus, s-a pierdut, dar tatăl îl așteaptă, tatăl îl primește. În casă, în contrast cu fratele cel mare al fiului risipitor, care nici n-a vrut să se uite la fratele lui. Teribil. Toate aceste pilde, Iisus le spune în acest context și după aceea, la Luca 19, vine și cu Zacheu. E o serie de mesaje acolo, aranjate frumos de evanghelistul Luca, care vrea să arate că Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu cumva acesta e modelul pentru noi? O biserică care și-a pierdut această dinamică, pasiune pentru cei pierduți, devine un club oarecare, unde ne simțim bine. De aceea aveți toți datoria. Dacă vreți să fiți biserică model, toți aveți datoria să mergeți să-i căutați pe cei pierduți, să-i invitați, să asculte cuvântul, da. Dar ei nu vor veni. Ei sunt morți în păcatele lor, spune Pavel în Efeseni 2. Ei nu realizează. Ce credeți că ei au așa râvnă pentru lucrurile duhovnicești? N-au deloc. Unii înmormântați, îngropați în tradiții. Nu văd adevărul, nu înțeleg. Pentru ei toată religia se reduce la niște obiceiuri ridicole, fără viață. De aceea trebuie să mergi la ei, să te rogi pentru ei, să mijlocești.
O biserică model, deci, este o biserică mărturisitoare. O biserică care e centru de misiune, centru de mărturie pentru cei pierduți. O biserică moartă clocește, stă zace, nu face nimic. Bisericile vii sunt bisericile care mereu împărtășesc Evanghelia la alții. Biserica predică Evanghelia și întrupează Evanghelia. E acea comunicare și prin vedere și prin auzire, așa cum a fost Iisus Hristos. Știți că Domnul nostru, pentru că până la urmă El e modelul nostru, nu? El era și cuvântul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu. Cele două definiții ale lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, Ioan, capitolul 1, versetul 14, și Coloseni 1, cu 15, unde spune că Iisus era chipul, eicon, icoana Dumnezeului cel nevăzut. Iisus, ca și cuvânt și ca și chip, arată cum El a venit ca și cuvânt în formă vizibilă și era chip ca să fie auzit. Amândouă merg, trebuie să meargă împreună. La fel este și pentru biserică, și pentru tine, și pentru mine. Eu am așa regrete la partea asta mai spre finalul vieții, că n-am fost prea evanghelistic în viață. Am fost un învățător. Mi-am asumat acest dar, mi l-au recunoscut alții și așa am slujit în biserică. Dar să știți că darul de evanghelist, de mărturisitor, de a mărturisi celor pierduți, Evanghelia e mult mai palpitant. Are mult mai multă viață în el. Bun. Și evangheliștii trebuie să învețe asta. Deci ar fi ideală combinația aceasta. Și aici zic că am regret că poate că ar fi trebuit să mă duc în tandem cu cele două. Nu doar să învăț poporul, dar să aduc, uite, vine fratele Ionuț chiar aici. El are, uitați, un dar de, și de evanghelist. Chiar acum vorbeam de tine, frate Ionuț. Da, da, da. Și biserica, cred că și Remus, nu știu, dar lui ești tot de învățător, foarte bun și se potrivesc foarte bine. Un tandem excelent înainte. Biserica are viitor. Să combine cele două, ați înțeles? Deci nu se poate doar să stai să zaci, să înveți doar. Numai atât. Trebuie să ieși. Trebuie să mărturisești. Cineva trebuie să o facă. Și asta e biserica model. Biserica model este biserica care are lideri, care combină darurile acestea și membrii care fac acest lucru. Dar nu așteptați numai păstorii bisericii să cheme, să dezvolte tot fel de proiecte. Voi trebuie să faceți lucrul acesta. De aceea, dacă vreți să stați într-o biserică model, creați această biserică, faceți din această biserică un centru de mărturie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Altfel, doar ne simțim bine, ne-am pierdut menirea. Și în zona aici, în viziunea bisericii, trebuie să existe dimensiunea aceasta. Al doilea lucru pe care vreau să spun, din Tesaloniceni. De ce era o biserică model? De ce era o pildă? Biserica model este o familie pentru părtășie. Așa îi citesc eu și așa îi laudă Pavel. De foarte multe ori îi laudă și le spune ce bine sunteți împreună. Așa, aveți niște acțiuni, vă îngrijiți unii de alții, ca într-o familie.
că asta face familie. Indiferent să știi ce faci în viață, și eu am trecut pe aici cu copiii mei, până la urmă tot la familie au ajuns și au înțeles. Și când ești în necaz, la familie te duci. Și noi, uitați, ne-am rugat și astăzi unii pentru alții. Ne ajutăm și financiar dacă e nevoie. Asta face o biserică, o adunare de credincioși. De exemplu, în versetul 12 din capitolul 3, spune Pavel, Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Foarte, e așa o reciprocitate aici, mi place foarte mult. Sentimentul acesta de familie creat de Pavel. Este printre primele epistole scrise de Pavel, știți? Probabil Galateni e scrisă înainte, dar următoarea carte, în jurul anului 50, e 1 Tesaloniceni. Și vă spun ceva important și teologic. Apostolul Pavel, prin limbajul folosit, prin metaforele folosite în această epistolă, a creat o nouă comunitate. N-a mai existat nicăieri în lume, niciodată în istorie, o comunitate, o adunare de credincioși ca biserica. Și Pavel spune că această adunare este opera lui Dumnezeu Tatăl. Capitolul 1, versetul 1, versetul 3. Capitolul 3, versetul 11 și 15. Biserica, zice, opera lui Dumnezeu Tatăl. Nu a existat religie care să-L numească pe Dumnezeu, divinitate, ca Tată. Hristos a venit primul să spună, El e Tatăl meu. Pavel zice, biserica e lui Dumnezeu Tatăl, care și-a trimis Fiul să moară pentru noi, să ne adune împreună în același trup al Lui, al Lui Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu să ne pecetulească, să fim mai Lui pentru totdeauna. Deci, limbajul acesta e limbaj de familie, de parental, așa. Adică Pavel vrea să spună că, uite, oferta Domnului, oferta lui Hristos este o familie. Asta e biserica. O familie. Unde suntem egali, toți frați, surori în Domnul, nu mai există ierarhie pământească, există ierarhie spirituală în sensul că respectăm pe cei care sunt puși deoparte pentru anumite lucrări. Dar în Hristos nu este parte bărbătească, parte femeiască, toți suntem ai Lui, priviți egali în Hristos. Pentru lumea în care Pavel scrie, acest lucru era revoluționar. Nici grecii, nici romani, nici alte popoare nu îl gândeau pe Dumnezeu ca tată și nu gândeau comunitatea ca mamă, tată, fiu, fică. Ăsta e limbajul lui Pavel. Tot limbajul comunităților din perioada respectivă era stăpân-sclav. Așa era lumea de atunci. Pavel zice, tată, fiu, mamă, fică, ăștia suntem noi. Chiar și finalul epistolei, e cineva la computer, mă ajută cu... ia vezi, 1 Tesaloniceni 5 cu 26. Să vedeți cum încheie, frumos așa. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. Ăsta e limbaj de familie. Să știți. Nu e hi-fi, hi-pa. Era un limbaj specific familiei. Pentru că asta e biserica. În biserică, adică trebuie să ai sentimentul apartenenței, că aparții familiei tale. Și uitați, un exemplu tipic este în capitolul 2, versetul 7 și 8, în care apostolul Pavel, când le vorbește celor din Tesalonic, le spune așa, 2 cu 7, ce, din potrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru,
ca o doică ce își crește cu drag copiii. Vedeți limbajul? Apostolul vin, apostolul spune, noi când am venit la voi, am fost blânzi cu voi, deși avem autoritate delegată, că suntem apostoli, dar când am venit la voi, ne-am purtat ca un fel de mamă, cu voi erați la început, abia v-ați întors de la idoli, să slujiți Dumnezeul cel viu, aveați nevoie cineva să vă îngrijească, așa cum o doică îngrijește copiii. Astfel, versetul 8, în dragostea noastră fierbinte pentru voi eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Hristos, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi, ne ajunseserăți. Deci Pavel zice, asta e biserica, o instituție în care purtăm de grijă, unii altora. Cei mai maturi au grijă de cei mai la început. Era un mijlocul încercărilor. Persecuția începuse. Nu era vreme să lupte pentru poziții, se mănânce între ei. Vedeți rolul parental al liderilor, al apostolilor. Nu ne asumăm ceva absurd, dar așa cum un părinte se poartă blând cu copiii, ca o doică, nu? Asta arată, așa trebuie să facem și noi, liderii. Să arătăm afecțiune, sensibilitate, sacrificiu. Și versetul 10 din capitolul 3, iarăși foarte frumos, ar fi interesant de expandat. Deci în 3 cu 10 spune că zi și noapte îl rugăm pe Dumnezeu să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Pentru că unii erau imaturi, alții sufereau pentru credința lor și alții erau ispitiți. Și apostolii își asumă rolul acesta, să lucreze liber și blând între ei. Asta e biserica. Eu așa mă văd, adică așa trebuie să ne vedem și noi, liderii, pe care voi i-ați ales. Noi nu suntem aici pentru că ne-am pus pe noi înșine, dar așa cum apostolul spune, există, știu, sigur, autoritate derivată, dacă vreți, dar spirituală, dar biserica consemnează, biserica confirmă și atunci noi suntem aici să vă slujim, să ne îngrijim de voi, dar și voi între voi, dar nu credeți că nu mi-e rămas rolul nostru. Unul dintre cele mai importante versete în capitolul 5, versetul 14, unde Pavel vorbește despre niște categorii de oameni din biserică. Ia să-i urmărim. Zice, vă rugăm de asemenea fraților, da? Să, unu, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Că și în Tesalonic erau câțiva. În neorânduială însemna, printre altele, că nu lucrau nimic, că profitau, în sfârșit, unii chiar se justificau că vine Domnul și atunci n-ar rost să mai muncesc. Da. Pavel elimină interpretările astea ridicole. Aia e neorânduială și zice, cei care trăiesc în neorânduială n-au ce căuta în trupul lui Hristos. Apoi, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. Da? Asta facem în familie, nu? Vezi pe cineva trist? Avem o soră care trece printr-o perioadă grea. Ne rugăm, o căutăm, da? Vedem ce probleme are? Ești deznădăjduit? Unde te duci? Biserica ar trebui să fie locul în care să te poți exprima, să ceri ajutorul. Apoi, a treia categorie, să sprijiniți pe cei slabi. Pe cei slabi se referă la cei slabi în credință, mai imaturi, poate, da? Sau care trec prin momente sensibile, grele.
Și a patra categorie e să fiți răbdători cu toți. Accentul cade pe cu toți. Asta mi-e cel mai greu cuvânt aici. Cu toți? Cu toți. Să fiu răbdător cu toți. Da? Și cei care nu prea îți plac din prima. În dragostea lui Dumnezeu, care e turnată în noi, trebuie să-i accepte și pe aceștia. Vedeți? Câte categorii, numai într-un singur verset. Era un biserică acolo și Pavel spune, asta e familia. În familia ta ai și oameni pe care trebuie să-i mustri, că nu trăiesc cum trebuie, pe care trebuie să-i îmbărbătezi, să-i ajuți când sunt deznădăjduiți, când sunt slabi, să stai lângă ei, să-i ajuți. Și în familie trebuie să ai răbdare cu toți. Mai ales cu unii adolescenți. Aoleu! Ca o perioadă ei, știți perioada aia? Da, 6 copii am avut. Cu toți am trecut prin adolescență. Nu e ușor. Dar uite că trece și această perioadă. Și trebuie să ai răbdare cu toți. În felul lui, știți că fiecare copil e structurat diferit. Nu poți să mergi șablon, să zici, așa voi face cu toți. Cu fiecare separat trebuie să ai răbdare. Am avut o fată, chiar acum e venită din Statele Unite la noi și povesteam cu ea pe drum. Și i-a fost dor de România, să știți, de 8 ani n-a fost. A venit cu un nepoțel care după ea, așa. Ea vrea să vadă orașele vechi, istorice, era dor de partea istorică a României și de patiseria românească. Da, asta e altă treabă. Și povesteam cu ea pe mașină, că am avut 4 zile, numai așa unele, altele. Și ce povestea ea singură, râdea de perioada în care era preadolescentă și era foarte încăpățânată. Se punea jos undeva, nu se mișca de acolo, până nu tata, mama făceau exact cum vrea ea. E, acum are 4 copii, ea. Exact aproape de perioada aceea. Oh, ce bine mă înțelege. Și râdea de ce era în perioada respectivă. Dar ca părinte trebuia să ai răbdare. Știi că va trece perioada aia. De-aia ai răbdare, nu? Știi că va trece. Exact așa suntem în biserică. Unii sunt mai cu apucături, cum se zice prin Ardeal, dar trebuie să avem răbdare că și perioada asta va trece, că se maturizează toți în familie. Dacă vrei să rămâi în familie, asta este biserica. Așa și ultimul gând pe care l-am. Încă o caracteristică a bisericii model. Am observat în epistola aceasta că este, biserica model este o școală pentru creștere spirituală. Mereu, versetul 1 din capitolul 4, spune Pavel, încolo fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți. Adică ați învățat de la noi și așa și faceți. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus și continuă textul. Era o biserică învățabilă. O biserică model, o biserică care crește mereu învățabilă. Și când sunt întâlniri de învățătură, mai o conferință, mai o duminică seara, vii să înveți. Nu stai în retras și zici, da, eu ăsta tăgele știu. Da? Cum, nu mai știu, țin minte contextul, dar era o discuție între un profesor și un student care i-a spus că el nu mai vine la cursuri, că el știe tot, toate, intuiește toate, știe toate. Și profesorul a spus, nu e adevărat, nu știi tot. Ce anume nu știu? Smerenia. Asta încă n-ai învățat-o.
Tot așa există unii care ei nu participă. Nu există vârstă la care să te oprești. Tot timpul trebuie să înveți. Duhul lui Dumnezeu vrea să te învețe prin slujitor, da? Ca să crești. Foarte frumos, capitolul 2, versetul 13. E unul din versetele mele preferate din epistole, să știți de ce. Pavel spune ceva foarte important și se adresează bisericii. Iată. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, de la predicatori, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Deci, numai atunci lucrează cuvântul lui Dumnezeu în tine care crezi. Când primești acest cuvânt ca din partea lui Dumnezeu. E un act de smerenie și de înțelepciune. De aceea spunem 4:9, voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Nu știu exact la ce se referă Pavel, probabil la lucrarea Duhului Sfânt. Ați fost învățați de Dumnezeu. O biserică model este o biserică care ține în echilibru totdeauna două aripi, dacă vreți. Biserica funcționează cu două aripi. Doctrină și etică. Dacă ai doctrină bună, trebuie să ai și etică bună. Da? Ele două nu se pot separa. Degeaba ai numai doctrină, dar n-ai trăire. Etică înseamnă comportament, purtare. Deci, una este doctrina, învățătura, și alta este purtarea. Amândouă trebuie să existe într-o biserică echilibrată. Sigur, învățătura îți spune cum să-ți fie purtarea. Acestea două sunt balamalele, barometrele, ce vreți voi, a unei biserici mature, care țin în echilibru învățătura și etica. Și asta s-a întâmplat în Tesalonic și de aceea laudă, am mai multe texte aici, puteți descoperi singuri. Ce frumoasă biserică! Mereu echilibru. Acesta a fost cuvântul dimineții. Cam așa arată o biserică model. E un centru de misiune. E o familie care iubește părtășia. Este o școală unde toți învață de la mic la mare. Supuși autorității cuvântului de Dumnezeu. Și asta ne rugăm, nu? Să fie și pentru biserica aceasta. Golgota. Și Dumnezeu va binecuvânta biserica. Duhul Dumnezeu, să știți că e Duhul cumpătării. Te învață să fii cumpătat începând de la mâncare, de la cumpărături. De la tot ce faci. Deci este Duhul cumpătării și în biserică. Într-o biserică unde Duhul lui Dumnezeu domnește, vei vedea echilibru, cumpătare în toate lucrurile. Aproape intuiești ce va fi, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi toți. Aceasta e o biserică frumoasă, aceasta e biserica model și asta doresc și bisericii Golgota. Din Timișoara. Avem un Dumnezeu minunat pe care trebuie să-L slujim. Acestui Dumnezeu viu și adevărat să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.